Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una albă, una neagră din lumea mașinilor electrice. Volkswagen a redus producția la modelele sale electrice în uzinele din Germania, mă rog, la uzine din Emden, înțeleg, în Saxonia inferioară sau ceva, din cauza cererii mai mici decât se anticipase. Cam cât de mici? Cu 30% mai mici. 30%? Da, nu-i de joacă. Sunt afectate modelele, nici nu știu cum se pronunță, ID4 sau ID, mă rog, cred ID4 și ID7. ID7 ar trebui să fie echivalentul electric al modelului Passat. O arată foarte frumos. Am văzut conceptul, arată foarte mișto desenele. În fine, producția acestui model trebuia să înceapă aici în iulie, dar a fost amânată pentru mai târziu anul ăsta, așa s-a anunțat. La uzina Emden, deci din Saxonia Inferioară, angajații au fost trimiși în vacanță în următoarele 2 săptămâni. O extindere a vacanței programate de 4 săptămâni din luna august. Și, de asemenea, compania nu o să mai prelungească contractele la 300 din cei 1500 de lucrători ai fabricii, contracte care expiră în această toamnă. Deci 300 din 1500, asta înseamnă... O cincime. Da. O pătrime și un pic, cum ar zice primarul din Mogoșani. Așa tare a lovit Dacia Spring? Nu știu dacă e de la Dacia Spring. Dar e cerere mai mică. Acum, poate e o problemă doar la Volkswagen, că Tesla a anunțat că a livrat un număr record de vehicule în trimestrul 2 de anul acesta. Au depășit estimările. Asta e rezultatul unei campanii agresive de reduceri de preț pe care le-a avut Tesla. Reduceri mari de câte $6,000 și combinate cu subvențiile din Statele Unite. În aprilie-iunie 2023, Tesla a livrat peste 466.000 de vehicule, o creștere cu 10% față de trimestrul precedent și un avans de 83% față de anul trecut. Deci, deci lor le merge bine. Au rupt, da. Am început să văd din ce în ce mai multe autoturisme Tesla și prin București. Eu, da, vârsta necesară să devină SH-uri, cred. Tesla? Da. Băi, la o mașină electrică SH-ul cred că e periculos. Și ce, dacă românii sunt curajoși? Nu e așa de... Mie mereu mi s-a părut că trebuie să ai mult curaj să cumperi mașini de alea din Germania cu 200.000, 300.000 de kilometri, cu... Da. Și cu toate astea, ei noștri cumpără și le merg foarte bine, le vedem pe străzi. Nu le vedem, uneori sunt camuflate de fumul din spate. Și asta e, dar și ce? Bun. Între timp, tot în Marea Britanie, publicația Autocar îl citează pe directorul de design al Dacia, David Durant, care spune că marca ar putea lansa un vehicul electric cu 4 roți, care ar putea fi condus fără carnet. Un quadriciclu, cum ar veni. Acum mai sunt câteva mai pe sunt, piață, da. Citroen are unul, e o urățenie numită Citroen AMI. Păi, ceva mai urât nu există. Deci arată ca mașinuțele alea de plastic care se vindeau în librăriile comuniste, ca să te facă te simți de ce n-ai avut noroc în viață, că te-ai născut de partea greșită a cortinei de fier. Că aveai prieteni care aveau mașinuțe de metal de la Matchbox. Da. Știi? Mai aveam un vecin, tăticul lui era capitanul echipei naționale de basket și mai făceau turnee cu naționala sau, mă rog, cu echipa Dinamo. Și aducea jucării din străinătate, adică din străinătate adevărată. Anglia. Nu din Bulgaria. Da. Și aveam mașinuțe de alea Matchbox și noi aveam de alea de plastic turnate așa. Asta este Citroen AMI. Revenind la Dacia, ar fi vorba de un model bazat pe un concept care se cheamă Manifesto. A fost prezentat la un moment dat anul trecut, arăta foarte bine conceptul. Mașinuța ar fi destinată strict deplasărilor urbane, deci pentru car sharing. O mașină electrică mică, ce ar trebui? De ce râzi, mă? Zici tu că arată bine? Da. Ok. Hai, mă, că arată... Mă rog, ideea importantă este să nu ieșim cu ea și nici cu Citroen AMI, nici cu Dacia asta, dacă se face vreodată, și în general cu astea care se conduc fără carnet, merge numai pe străduse secundare, că dacă ieșim pe DN1, ne ia tirul la aspirație. Serios, vorbesc serios. Deci dacă trece tirul pe lângă tine, după aia poate ați văzut cum mai sunt tiruri de-astea și în spate este câte un șervețel aruncat care face și se duce în spate la aspirație. Așa și asta. Iată ce spune David Durant. Pe 2 roți pentru mulți oameni e periculos. El crede că nu oricine poate, vrea sau consideră convenabil să se deplaseze pe biciclete sau trotinete în oraș. Unii vor pe 4 roți cu acoperiș. Da, cu umbrelă. Da. Nu că ar fi mare diferență față de conceptul Dacia Manifesto, că Dacia Manifesto n-are uși. În concept așa e, fără uși, deci dacă îl fac așa, poți să experimentezi de foarte aproape bălțile Bucureștiului. Da, când plouă... E un fraud.
Da. Bun, ele cu tapiserie lavabilă, deci să se livreze și cu haine de plastic. Deci dacă văd pe cineva cu chestia asta în oraș, nu mai ajung la radio. E ca un scooter pe patru roți și cu acoperiș. Adică și pe scooter întâmpine aceleași probleme dacă plouă. Eu mi-au de-asta. Îți iei de-asta? Da. Tu trebuie să-ți iei două și le lipești lateral. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.